Ediția a doua a campionatului național de stand-up paddling în ape deschise debutează mâine, 6 septembrie, la Constanța. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile în zona plajei Super Beach și va aduna peste 130 de sportivi din întreaga țară. Ediția a doua a campionatului național de stand-up paddling în ape deschise debutează mâine, 6 septembrie, la Constanța. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile în zona plajei Super Beach și va aduna peste 130 de sportivi din întreaga țară. Sportivii, printre care se numără și reprezentanții CS Paddling Constanța, vor concura pentru titlurile naționale, având în vedere și participarea lor la competiții internaționale, precum Cupa Mondială din Grecia și Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii. În funcție de condițiile meteorologice, organizatorii plănuiesc să încheie evenimentul cu un festival al sporturilor nautice dedicat fanilor. Competiția este organizată de Federația Română de Caiac Canoe cu sprijinul CS Paddling Constanța și al Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România.